seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Băi, domnul Tăcaș, e ca situația, mi-a spus că schia ca mamă, fetele este ne-a dat la poliție. Ne-a dat. Și fășim. De 10 ani, Silvia Crețu, din ochiul alb, Drochia, trăiește cu gândul că fiul și nora ei ar putea ajunge la pușcărie. Cei doi sunt acuzați de infracțiuni grave, și anume că ar fi ținut în sclavie o fată. Nu. Nu pune el omul la lucru să lucreze. Să-l pui cu desâla să lucreze. Că el singur s-a dus la lucru să lucreze, pentru dânsul. Și nu a avut cum să pui omul și ala la lucru să lucreze, măcar mai ales o copilă de 14 ani. Silvia este convinsă că fiul și nora ei sunt victime ale unei viclenii, iar cei care au pus-o la cale vor să se aleagă cu bani prin șantaj. Ani în șir, femeia luptă pentru a-i scăpa pe copiii ei de această capcană. Ca să poată plăti avocații, a vândut cam tot ce avea prin gospodărie, se plânge Silvia. Însă, fără niciun folos, spune ea. I-am dat mașină, i-am dat porc, i-am dat bani, i-am dat... Nu știi, asta a spus-o și nici pe dânsa au pus-o la cale, dar au pus-o la cale dinișoară. Acum, cea mai mare frică a femeii este că, după ce Petru și Lăcrimioara vor fi condamnați, copiii lor vor ajunge la orfelinat. Dar 10 ani de zile să duc un copil la pușcărie să rămâi 3 copii, tot nu mai vreau. Ce vină poartă Petru și Lăcrimioara? Le-ar fi întins cineva o cursă? Ce spune presupusa victimă despre cele întâmplate, dar și ce va arăta testul la detectorul de minciuni pe care l-au trecut cei doi concubini? Aflați astăzi! Silvia Crețu este convinsă că fiul ei nu putea să facă un asemenea rău unei fete de doar 14 ani. Ea a venit în această seară la noi pentru a ne povesti despre coșmarul prin care trece familia ei deja de 10 ani. Să o susținem! Bună seara, micile voastre! Haideți să ne spuneți cum și când a început acest coșmar prin care ziceți că trece familia dumneavoastră. Asta a fost în 2008, când el cu fetele este s-a întâlnit la Drochia. Nora mea și cu băiatul meu. S-a întâlnit cu dânsul la Drochia, el, fetele, a început a plânge, el și eu la lucru. Doamna Silvia, dar spuneți-mi, vă rog, ziceți cu fetele astea, da? De fapt, e vorba de o fată. Da. Care l-a acuzat de trafic. Dumneavoastră o cunoșteați pe această fată? Știți da, ceva eu știam. Da? O știam că e vine la mine, mai mult la mine e vine, la fata mea vine. Serios? Lunga... Deci ea era o cunoștință de-a voastră? Da, o lunga părinții de acasă și-o zis că du-te și ne-adă bani. O trimite pe fată să duc să aducă bani. Și ea fuge săraca de la mine, dar vine la mine, dacă eu avem copii și nici copii avem, ea mai vine la mine, mai... Dar de ce venea anume la dumneavoastră? Nini era jale de dânsa și eu îmi iluiem. Nu îmi bătem joc de dânsa eu, dacă eu știam că dacă sunt eu fără părinți am fost și cu 5 copii, n-am vrut să-mi bat joc de dânsa. Dar pe părinții ei îi cunoșteați? Nu, după asta, după ce au fost la lucru, mămica eu a fost la mine, noi am sunat la dânsa și am spus că vin și o iei pe Dana de la noi. Așa. Și ei vine dar mămica. Până atunci părinții nu-și băteau capul unde stă nu, copilul lor. Nu, și noi sunam la poliție. Noi sunam la poliție și poliția vine. Le ținem 2-3 zile și poliția vine și le lua. Și totuși, doamna Silvia, dumneavoastră nu credeți că Petru și Lăcrimioara ar fi putut să facă, nu. Să comită această infracțiune gravă? Dar de ce sunteți așa de convinsă? Da, dacă știu că el niciodată nu a făcut el probleme de este să iei oamenilor, că el singur el să duce și lucrează. Știți cum, și criminalii e odată și odată încep, că nu se nasc criminali, nu? Da. Apoi drept, eu nu așa, zic că da... Dar dumneavoastră sunteți foarte convinsă că el nu putea. Eu l-am întrebat pe trei, că zic, tu ai pus mâna pe dânsa, ai pus-o cu desâla să prășească, ori ai pus-o... Nu, mamă, nici nu i-am zis nimic. Numai că tu a luat o palcă de cărnaț de magazin, de acolo de unde lucrează ei. Și Petrica a zvălit cu un cap de pește în grânză, că nu se poate. Noi ieși cumpărăm, noi ieși vinim. Noi ne hrănim în magazinul ăsta, nu se poate să furi. Și Eric, noi... Aruncat cu un cap de pește da, în ea? Da, numai atât. Nu se poate. Dar câți ani avea Petrica atunci? 19 ani. 19 doar? Da. Și Lăcrimioara? 14. Noi am întrebat oamenii legii de ce sunt acuzați Petru și Lăcrimioara. Haideți să-i ascultăm. Petru și Duminica Lăcrimioara au ajuns pe banca acuzaților pentru comiterea infracțiunii interesate de articol 206 în alineatul 2 litera din Codul Penal, cu semnele de calificare, recrutare, transportare, topustirea unui copil în scopul exploatării prin muncă sau servicii forțate. În cazul dat a fost început în baza plângerii victimii, caz
urmărire penală în cadrul inspectoratului de poliție Drochia. Avem hotărâre prin instanță de fond prin care Crețu, Pietru și Duminică Lăcrimioara au fost recunoscuți vinovați de comitere în fracțiunii sus menționate și au fost stabiliți și o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții și a exercita o activitate pe un termen de 5 ani. Și Duminică a fost recunoscut vinovat de toate fracțiunile respective care au fost menționate în sus, fiind aplicat o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni. Sentința a fost atacată cu apel de către inculpați. La moment s-a fost examinare în curtea de apel Bălți. Ceva dumneavoastră nu ne povestiți. Înseamnă că posibil nu avea vârsta de 14 ani odată ce a primit pedeapsă de 7 ani și 6 luni. Pentru că nu poate un minor de 14 ani, dacă a săvârșit o asemenea infracțiune, să primească o pedeapsă atât de mare. Unul 19, altul 14, chiar la vârsta asta trafic de ființe umane. Și cel care a suferit la fel era de vârsta lor. Da, cumva ar părea că este o gașcă, o joacă ceva mai mult decât un trafic de ființe umane. Poate aveau ei o înțelegere și cu timpul deja înțelegerea a luat o altă întorsătură. În această seară vorbim despre Petru Crețu și Lăcrimioara Duminică din satul Ochiul Alb, care sunt învinuiți că ar trafica o minoră. Tinerii au ajuns pe banca acuzaților după ce mama presupusei victime ar fi depus o plângere. Deși au trecut 10 ani de atunci, cei doi sunt încă în libertate și afirmă că au fost învinuiți pe nedrept. Înainte de această emisiune, Petru și Lăcrimioara au trecut testul la detectorul de minciuni, rezultatele căruia le vom afla în curând. Până atunci, o invit în platoul nostru pe sora bărbatului care se cunoștea cu presupusa victimă. Ludmila, te așteptăm în platou. Bună seara! Bună seara! Te rog să ne spui, tu în ce relație erai cu acea fată care s-a plâns pe fratele și pe cumnata ta? Cum am cunoscut Daniela la Drochia. Când s-a întâmplat asta? Asta a fost în 2009-2008, așa. Așa? A fost. Ești de la unul Gheamișă. El o cea dată. Și că tot mă ce la Drochia, de atâta ori o vedeam pe Dana și cu dânsul. Și eu întreb pe mine, așa, zic că... Tune, cum și-ai fata asta de el? Deci că e o lungat o masă, o bătut, o birduie și o țineam la noi, la mine. Și atât, așa mi te-o acasă. Când a trecut două, trei zile, cumnata mea o adus-o la Ochiul Alb. Lăcrimioara. Lăcrimioara, da. O adus-o la Ochiul Alb. Și atunci m-am cunoscut mai bine cu dânsile. Dar, zi-mi, te rog, cum s-a întâmplat să vă împrieteniți cu o fată care... l-a acuzat pe fratele și pe cumnata ta de când Crimeara m-a luat pe dânsa la lucru, poliția a luat-o de acolo și a dat mai des mine la noi. Și eu îi spuneam ei, zic că tu ai băgat-o pe cumnata mea și pe fratele meu așa situație. Dar eu a spus că eu nu, eu, dar mama mea, zici că m-a pus la cale să fac treaba asta. Deci ea v-a recunoscut? Da, da. Dar eu dat și așa, zic că mămică a vrut bani de la mama ta, a vrut bani. Asta chiar atunci, când, chiar atunci, a scris plângerea, da, tot atunci ea vi s-a destăinuit cumva. Da. Bine, câți bani vroia mama ei? Da, eu nu știu cât i-o dat atunci mama. Vă simțiți o familie așa de înstărită? Nu pare. I-o dat atunci, nu știu, mașină, i-o dat porc, i-o dat și nu știu cât sumă, nu știu cât i-o dat. E 20 sau 30 mii, nu pot spune. Doamna Silvia, așa este? Da. I-am dat porc, e singurică, mă, s-au venit acasă la mine, i-am dat porc cu mașină. Când a venit ea la voi? După ce a fost la lucru ei, noi ne-am înțeles, am închis dosarul, noi am plătit advocat 20.000 la advocat și ei s-au dus și au scris încetare la procurorul sus, că ea că noi îi dăm, eu i-am spus că îți dau și vrei, ea că vine la mine și îți dau. I-am dat porc, i-am dat mașină, i-am dat copchinie. I-am închis, da. După ce i-am închis dosarul, tot frumșel, în 2010 cine s-a deschis. Cine v-a zis că s-a închis dosarul? Eu fost chiar liși, noi am văzut, noi eram acolo, când s-a dus, ies, scrie, tot cu mâna ei, eu scris cu mâna ei, când avem nici copii. Așa. Și după asta? După asta s-a deschis dosarul înapoi, 2010. Dar cum s-a explicat de ce s-a redeschis dosarul? Eu a cerut încă 8.000. Ea? A cerut de la voi? Da. Pentru? Încă a cerut 8.000 de lei, nu știu. Pentru deși ești deși, dar o scădați încă 8.000 de lei și eu vă iert. Ți-am zis, Dana, zic, uite, ți-am dat atunci, 2008 a fost atunci, ți-am dat și la advocat 20.000 și le fai de capul lor, să răschiși casa la dânsă și nu primești ajutorul social, le greu. Au trei copii și ei nu lucrează nicăieri.
De unde să-ți dăi seara și ei? Nu, hai, spune. Dânsa nu interesează, să-i dai 8.000 de lei. Și nu i-au mai dat. De lei și ea că i-au dat 10 ani de zile. După părerea mea, ea a scris, poate, inițial o cerere prin care nu are pretenții față de băiatul dumneavoastră și Nora, dar în așa cazuri unde sunt implicați minorii, nu se încetează urmărirea penală. Indiferent că ea a cerut ulterior 8.000 de lei sau 10.000 de lei, dosarul la cererea ei nu putea fi încetat. Mine mă interesează atunci când ați văzut cum ea scrie cu mânuța că nu are pretenții. Ea a indicat ce bunuri a primit de la dumneavoastră? Da. Eu scris și o primit tot la procurorul, s-a ridicat sus, noi eram jos, ies. Și iată, anume acceptarea sau darea pentru victima unor bunuri, prezumă că persoanele date își recunosc vinovăția. Deci este o circunstanță atenuantă că ei încearcă să soluționeze această situație, dar în același timp se subînțelege recunoașterea vinovăției. Și aici mai este un moment important, că acordarea de bani, bunuri și alte mijloace cât partea vătămată, asta nu absolvă de răspundere penală categoric. Asta este un plus la momentul când se adoptă sentința în partea ce ține de recuperarea prejudiciului material și moral. Și asta nu înseamnă că este un temei legal, anume compensarea, da? Constituie un temei legal de a absolvi sau elibera persoana de răspundere penală. Deci, doamna Silvia, vedeți că a fost exact invers. Dumneavoastră i-ați dat porc, mașină și nu știu ce, crezând că vă veți scăpa copiii, dar s-a întâmplat invers, că astfel, practic, ei și-au recunoscut vina. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre Petru Crețu și Lăcrimioara Duminică din satul Ochiul Alb. Ambii sunt învinuiți că au traficat o fată de 14 ani, infracțiune pentru care riscă să facă până la 10 ani de închisoare. Concubinii au 3 copii și acum se tem că micuții lor vor ajunge pe drumuri dacă ei vor fi condamnați. Rudele acuzaților sunt ferm convinse că Petru și Lăcrimioara sunt nevinovați. Ele spun că mama presupusei victime ar fi pus-o la cale pe fiica ei să dea declarații false la poliție doar pentru a obține bani de la familia acuzaților. Petru și Lăcrimioara au fost testați la detectorul de minciuni. Unde au mințit și unde au spus adevărul, vom afla în curând. Până atunci, îi invit în platou pentru a ne povesti cum au ajuns în această încurcătură. Se întâmplă. Bună seara, Petru, Lăcrimioara. Cum ați aflat că oamenii legii au pornit un dosar penal pe numele vostru? Noi când am aflat, am după și le luat pe dânsile la... De la... Mi-a venit o citație. Ah, o citație? Da. Dar cui dintre voi i-a venit? Și mie și la soț. Tu, este adevărat că tu aveai doar 14 ani atunci? Da. Și tu 19, Petru. Da. Și va veni citație la poliție. Da. Ați înțeles? Pentru ce vă cheamă la poliție? Ce se întâmplă atunci? Nu. Nu? Nici ați fost uimiți sau v-ați prins ce se întâmplă? Nu știam pentru ce îmi cheamă, de-am pe urmă am aflat. Dar spuneți-mi, vă rog, cum ați cunoscut-o pe Daniela, fata asta care s-a plâns pe voi la poliție? Noi am cunoscut-o la droghe, ești de la un om, la Mișa unul. Sora lui Petru a povestit mai devreme că și ea astfel a cunoscut-o. Da. Voi, ce căutați voi la Mișa? Noi ne duceam la lucru, tata ne lucra spre Ocneță. Așa. La prășit, la sfeclă, la răsărit. Și el știe că tata ne lucrează acolo. Deci ne cunoștea și pe noi. Așa. Ne-a întrebat că am două fete care vreau la lucru. Noi am spus că adem să vedem și fete. El o să fumie, nu fete, dar o să când ești fumie, vreau la lucru. Noi ne-am dus la dânsul acasă. El își deu scârghite așa pe un pat. Au început a plânge și ne-a povestit că tata lor a să bate joc de dânsle, mama le obișduiește, le fugărește de la casă. Ei ne-au stat jele de dânsle și le-am spus, mergeți, vreau să mergeți cu noi, că noi începem la lucru. Vreau să mergeți și voi? El a zis că da. Vrem să mergem și noi, să lucrăm, să facem o capecă, să avem capeca noastră, noi ne-a săturat, mama ne amăjește și ne alungă și ne bate și ne fugărește. Așa. Și unde le-ați luat, de fapt? Ziceți că haidem cu noi. O mers cu noi la Ochiul Alb. Noi ne-am dus în sat la noi, la soacra mea. Așa.
Pe urmă și-o zbun. Și unde munceau fetele, de fapt? La Ocnița noi, pe urmă, am plecat. Am și-o câteva zile acolo și apoi mi-am dus la tata mea acolo. Și v-ați dus împreună? Deci da. Munceați acolo împreună, alături de tatăl tău și aceste două fete? Ele nu mușeau. Nici eu nu mușeam. Dar ce făceați? Acolo erau oameni care... 20 ceva de oameni. Eu le-am luat din el. Le-am luat cu mine, le-am spus că ați mai lucrați, să mai duceți apă la oameni. Tot și ați vă fășeți o căpiecă. El o scăpă, bun, noi suntem de acord. Smart, cum. Așa? Și ce făceau acolo când ați ajuns? Am ajuns acolo, așa, ușor câteva zile, au venit, le-au hrănit, nu știu, nispalate, hrăniti, erau fete. Dar ce făceau la propriu? Și făceau, știau. Ce lucrau, Petru? Poate tu să ne spui. Mergeau pe deală, duceau apă, împreună cu soția, care mă ajuta la unul, leacă, la șală, așa. Deci doar apă duceau sau mai făceau ceva? Nu, îi ajuta la unul, altul, că el spunea dacă se duceați apă, fiecare de brigadă. Era mai mult șornă. În fiecare seară, 20 de lei. Așa. Și cât au, ele făceau asta? Aduceau apă. Mai ajuta la unul, la altul. Dar spuneau că poate nu vor... Nu. Eu vreau eu, fetele. Dar cât au stat așa, acolo? Că două săptămâni. Și pe urmă? Pe urmă... Unii poliția și le-a luat. A venit poliția și l-a luat? Da. De acolo chiar? Da. Unii poliția și l-a luat, că mama lor le-a dat în căutare. Și-au venit și le-au luat poliția și după asta au trecut un timp, o lună, și apoi ne-au chemat și pe noi. Colegii mei au pregătit un subiect despre familia voastră. Haideți să-l vedem. Petru și Lăcrămioara s-au cunoscut în urmă cu 12 ani. Pe atunci tânărul avea 17 ani, iar iubita lui de-abia împlinise 14. Cei doi spun că muncesc cu ziua prin sat și abia de reușesc să-și întrețină copiii. Mai mult ca atât, ei se plâng că toți banii pe care câștigă îi duc la avocați, cu speranța că vor putea scăpa de pedepsă. De banii ăștia cât am dat la, ca pe drumuri, numai la avocați, eu ne luam tot și ele, dar așa tot am cheltuit pe drumuri. N-am luat nici la copii, că doi am la școală, nici n-au cum să încalța. Eu din gură la copii și dau la alții. Familia trăiește într-o casă pe care au cumpărat-o în ipotecă. Locuința este avariată, însă din lipsa banilor, ei nu își pot permite o reparație. Ia ca mă plouă, ia ca curge și ia ca creșa-i faramată, ia ca mă plouă, ia ca și... Mai mult, tinerii părinți se tem că într-o bună zi vor ajunge pe drumuri. Ei se plâng că nu au reușit să achite ultima rată din costul locuinței. Cei doi povestesc că mai trebuie să achite 10.000 de lei, o sumă imensă pentru buzunarul lor. Nu primim nici un ajutor mic. Avem ca trei copii și nu avem cum să ținem așa încât spălat n-am. Nică n-am, ia că eu singur spăl cu mâna și sunt trei copii. Nu va de capul în ea. Îmi pare rău că ați ajuns la astfel de zile. Spuneți-mi, vă rog, avocatul vostru, el ce vă spune? Ce șanse vă dă să scăpați de această pedeapsă? Nu zic că nu avem nicio șansă să scăpăm. Totuși ați făcut un recurs la Curtea de Apel. Voi totuși credeți că se pot schimba lucruri? Nici măcar o șansă nu vă dă? Nu, nu zic că nu șansă. De ce avocații spun că nu e nicio șansă? Ce anume îi spun? Ce constă gravitatea? Pentru că pentru mine nu este clar. E clar că este vorba de minori, e clar că este penal și nu se închide pur și simplu așa, pentru că dacă s-a deschis, gata, ei sunt obligați să investigheze mai departe. Dar ce spune prima hotărâre din instanța de fond? Nu pot să spun. Este foarte important anume de concluzionat soluția unei sentințe în dependență de ce există la materialele dosarului, care este strategia de apărare, iarăși una cu alta au o mare importanță la soluționarea favorabilă în privința dumneavoastră, deci nu zicem că o să fiți achitați în cazul că se probe, dar foarte important dacă ați luat o strategie corectă să aveți cât de cât o pedeapsă blândă, neprivativă de libertate. Deci care a fost pe parcursul ședințelor de judecată? Dumneavoastră ați recunoscut vina, ați dat declarații, ați mers pe o procedură specială. Deci care a fost strategia de apărare? Nu mai scris drept, unii nu au scris mie din capul lor. Nu am recunoscut vina, că nu suntem vinovieți. Ați mers pe nerecunoașterea vinovăției. Ei, dacă nu știu a citi, nu știu carte... Deci în cazul mai... când ei merg pe nerecunoaștere... Nu știu a citi. Nu știu, nu am învățat la școală, băietul.
Dar cum, n-ați trimis copilul la școală? A fost tare greu, că eu, dacă fără părinți, am crescut. Dar școala este gratuită la noi, mai mult decât atât. Mai mănâncă copiii la școală din contul statului. Cumva e dimpotrivă, e mai ușor să-l trimiți la școală decât să-l ții acasă, flămând și agramat. Da, dacă nu avem și îmbrăca, nu avem și trimite. Atunci bănuiesc că vă dați seama cât de ușor puteți fi manipulați din cauza asta. Probabil va trebui să faceți ceva în această direcție. Acum, am aflat și altceva. Le-ați spus colegilor mei că chiar și după ce această fată s-a plâns atunci pe voi, ați aflat că, așa cum a zis sora mai devreme, că maică s-a impus-o să scrie această plângere, voi tot ați rămas prieteni cu ea, nu? Nu. Mai venea la voi acasă? El venea, dar mă cheamam poliția și mi-e și lua, că nu le-am dat. Dar ea de ce venea la voi? Nu știu. Amica lor, le trimitea după bani. Petru, Lăcrimioară, așa cum sunt lucrurile acum, voi afirmați că nu purtați nicio vină. Nu. Că nu ați fi traficat-o, nu ați impus-o să facă munci de orice fel. Nu. Tu erai copil, poate nu-ți dădeai seama ce înseamnă a impune sau a nu impune pe cine. N-am impus-o să lucrez cu desăla, cum a spus ei. Nu ați bătut-o, nu ați... Eu vreau să vă spun că noi am găsit-o pe Daniela și am ascultat povestea ei. Ceea ce am auzit este cu totul diferit de ceea ce povestiți voi acum în platou. Daniela are 25 de ani acum, este căsătorită și e mamă a doi copii. Cum să o ascultăm? Daniela Rozovel povestește că avea doar 14 ani când a ajuns să fie victima lui Petru și a Lăcrimioarei. Ea spune că se înțelegea bine cu ei și nu s-a așteptat niciodată că îi vor face vreun rău. Mama mi-a dat rozul pe mine și pe sora Mihaela, dar sora Mihaela în altă parte era. Și e de acolo de gătit lucruri și a venit și a stat o săptămână la mine. Și după aceea i-a dus acasă. Și eu spus, mama, iată unde mă aflu eu și mama de mult trimis polițiști după mine. Daniela spune că își amintește cu groază zilele petrecute la gospodăria unde era impusă să lucreze. Ea zice că era nevoită să prășească de dimineață de vreme și până noapte hectare întregi de sfeclă. De la început, ea le-ar fi spus polițiștilor că Petru a abuzat-o sexual, nu însă ne-a mărturisit altceva. Că e adevărat ce a spus, dar sunt și care nu-i drept că Petrica nu s-a luat de mine, dar Fatima m-a bătut, m-a flăcăit. Daniela spune că acum este mamă a doi copii și zice că i-a iertat pe Petru și Lăcrămioara doar de dragul micuților lor. Eram într-o zi la Drochea și soacra lui Fatima. Întâlnesc, deci că hai să scrie, cumva să stăm la apelație, să scrie că Petrica nu s-a luat de tine și că ies, că nu vrei să îi facă închisoare. Am spus și-a scris și nu știu mai departe unde a dat foaie. I-a iertat, așa, eu nu vreau ei să facă pușcărie, dar așa o să o decis legea, eu și pot să fac amiană. Da, fata, așa și-a spus atunci. Eu spus că și vrea legea, nini dați 8.000 de lei în sala de judecat, a spus. O să nu nini plătiți 8.000 de lei și eu n-am nimic cu voi, mai departe și vrea judecată. O șerut ca când 8.000 de lei de la noi. Dar pentru ce a cerut? Și pentru ce i-ați plătit? Că mama lui Petru mai devreme a zis că i-a dat și un porc și voi i-ați dat o mașină. Dacă vă credeți nevinovați, de ce trebuie să-i plătiți? Nu, noi atunci i-am dat ieșire bani de la noi care au lucrat. Noi de ce i-ați plătit? Acolo nu. Ieșire de-am noi ne-am săturat atâta să îmblăm pe drum. E tot ne suna, ne spune că ne plătiți care am lucrat. Noi de-am să dăm de la noi. Numai și bătă să nu mai îmblăm pe drum. Păi, dar cât a lucrat? Ați zis că a lucrat 5 zile, o săptămână și că era apă, atâta tot. O fost și odată, pe deal ajuta la lume. Dar cu deasăla să o punem să lucreze, nu a fost. Noi și i-am spus ei că dacă vreți să margă cu bine voi la lucru. Păi a fost odată pe deal sau de câte ori totuși a fost pe deal? Haideți acum să aflăm adevărul. Care a fost? Nu țin minte, Chini, câte ori a fost pe deal. O dată, două ori, îmi place mai multe ori. Vedeți că de la cărat apă cu 20 de lei pe zi ajungem că totuși a mai fost pe deal. Poate nici nu a fost 5 zile, o săptămână, poate a fost mai mult. Poate a fost mai mult. Mai mult cât, Petru? Da, nu pot să spun cât. Daniela a spus că totuși v-a iertat, cumva. Ori asta nu v-a ajutat să scăpați de pedeapsă. Nu, că legea nu iartă.
Totuși, cât a stat Daniela acolo la munci? Dana, poate a stat vreo două luni zile. Posibil, ați manipulat, ați spus că să vă întorc, ca să-ți dau bani, hai să lucrăm. Va confirma sau nu testul la detectorul de minciuni spusele lor? Aflăm în câteva clipe. Eu l-am întrebat, Petrică, zic, tu ai pus mâna pe dânsa, ai pus-o cu desăla să prășească, ori ai pus-o... Nu, mamă, nici nu i-am zis nimic. Zic că tu ai băgat-o pe cunat mea și frate mea o așa situație. Dar eu am spus că eu nu, eu, dar mama mea, zici că m-a pus la cale să fac treaba asta. Dar eu dat-i și așa, zici că mămică a vrut bani de la mama ta, a vrut bani. Eu i-am spus că îți dau și vrei, ea că vine la mine și îți dau. I-am dat porc, i-am dat mașină, i-am dat copchinie. Eu le-am luat din el. Le-am luat cu mine, le-am spus că ați să mai lucrați, să mai duceți apă la oameni. Tot și ați vă faceți o capiec. El o scăpă, noi suntem de acord. Ce lucrau, Petru? Mergeau pe dealul, ce-o apă. Fiecare seară, cât 20 de lei. Dar cât au stat așa, acolo? Că două săptămâni. Pe urmă... Unii poliția și le-a luat. Toți cu mama lor a le-a dat în căutare. Daniela a spus că totuși v-a iertat. Ori asta nu v-a ajutat să scăpați de pedeapsă. Nu, că legea nu iartă. Astăzi vorbim despre Petru Crețu și Lăcrimioara Duminică din satul Ochiul Alb, Drochia. Acum 10 ani, prietena lor, Daniela Rozovel, i-a acuzat că ar fi exploatat-o prin muncă și au maltratat-o. Tânăra spune că și azi își amintește cu groază teroarea pe care a trăit-o din cauza celor doi, dar totuși ea zice că i-a iertat. Concubinii își neagă vina și afirmă că mama Danielei ar fi pus la cale acest plan meschin. Ei spun că femeia vrea să obțină bani de la ei. Noi am găsit-o pe această femeie și acum vom auzi ce spune ea. Atenție la ecran! Eu nu știu de unde s-o cunoscut cu Silvica asta. Și eu și mă svădeam, mă dușeam și luam și cu poliția. Câte ori am fost și am zis, Silvica, nu prini. Mihaela, fata asta mai mitică, a venit și a spus, mama pe Dana le-a luat cu desilă și lucrează ea ca la prășit. Tot așteptam, nu-i, de-am spunem lui Sasha, la bărbatul meu, zic, Sasha, asta și ceva pe ghine, eu mă duc să dau în rozesc. Atunci eu m-am dus și m-am adresat de-am la niște oameni, că am cunoscut, să acolo am prieteni și ei ne-au spus, scrie cereri în rozesc. De la Drochia, când au luat, au zis că ai să lucrezi la noi și noi ia-ți plătim, la urmă noi ia-ți dăm bani. Eu bătut și nu dădeau voie să bie acasă. Când am văzut eu răbăstrăsită, eu așa plâns, eu nu știam și cu mine. Zbăti joc de coptilă, zbăti joc. Am dat de temperatură, am băit-o, am schimbat-o, am descurcat de păduri. Și deși ea că eu un stres o avut, că ea și așa o avut stres, că la dânsă tica părul, ea era cu tot fără păr. E adevărat că dumneavoastră ați cerut de la dânsă 8.000 de lei pentru ca să vă retrageți plângerea de la poliție? Eu n-am cerut, așa i-o dat judecata stabilit. Judecata de la poliție. Cât o socotit, cât acolo a lucrat și eu zis lor, asta nu eu am cerut. Trebuie nici capeica lor, ei las plătească munca lui Dana, cât Dana a lucrat, las plătească munca ei. Dar cât timp se află Dana acolo? O zi, două? E care o zi, două? E mai tâncă vreo două ori, trei luni. Eu l-am cerut o capeică de la dânsă, că nu-mi trebuie capeică lor. Eu i-am spus lor, plătiți munca la copilul meu. Eu mi-au spus că hai că-mi să vă dau porc, să vă dau dexilică, nu-mi trebuie. Plătești lui Dana muncă cât o lucrat ea. Cât eu și legat. Și o dat 600 de lei și o mașină străcată că i-am dus la metalolom și 1000 de lei am luat. Când fășeau pasul ăsta, când fășeau lucrul ăsta, nu s-o gândit atunci. I-am spus eu lor, eu n-am să vă iert pentru Dana. Am prost acest o ură că zbătim joc de copilul meu. Nu trebuie să facă lucrul ăsta. Lăcrimioara, Petru, în primul rând, totuși cât a stat Daniela acolo la munți? Dana, poate a stat vreo două luni zile. Păi stați puțin, de la 5 zile pe care le-ai anunțat tu, două luni de zile? Prin Drochia au stat pe undeva. Și pe urmă am găsit noi. Poate pe mai stat Poate și eu fost plecat de acasă, poate cât zile, poate ei n-au fost. La noi și tot spune că mamei că ai trimit de acasă, ne bași. Poate și mama ei chiar și într-adevărat nu știe pe unde era ei. Dar e mult o stat și la omul ăsta care e. Dar la noi și-o stat la noi. La noi nu o stat mai mult de 5-6 zile, chiar poți și pe o săptămână. Dar mai multe luni nu a stat la noi. Dar cum instanța a stabilit această sumă de 8.000 de lei? În instanță, în judecată, da, vi s-a spus că trebuie să plătiți? Judecată. Pentru ce vi s-a spus că trebuie să plătiți 8.000 de lei acestei fete? Mă scuzați, vă rog, eu o pus-o pe Dana, o sărit la Dana înainte la judecătărie, o sărit la Dana la bătaie. Cine? Mămica, o sărit la Dana la bătaie.
Și a zis, Dana, nu ierta, că nu-ți dă 8.000 de lei, tu nu ierta. Că nu i-a dat voi, eu am făcut gălăgie să nu intri în judecată. Eu am făcut gălăgie să nu intri la băieți când merge judecata. Și i-am zis că nu, dacă nu intri eu la judecată, nici măta n-ai drept să intri, că dă-mi e gata, e în vârstă, dă-i pași la față să intri, e sângurică, și-o pui mătata la cale. Și eu l-am să-ți vădit cu copchela, nu așa și fășeu ele acolo înainte la precătură. Că cine a șerut 8.000 de lei și nu ierta. Nu ierta și-o ieșit amândouă și-o ieșit, s-o dus. Nu, eu șerut atunci de la mai. O șerut, e sângurică 8.000 de lei, nu șerut... Eu șerut 8.000 de lei și... Poliția spune e. Nu e drept, nu e adevărat. Sudea, o zis, dar de ce nu 10, de ce nu 11, dar anume 8.000. Așa. Ei da întrebări, pe noi nu mi-am întrebat nimic. Fetele erau de păduche. Dacă nu au venit la ochiul alb și îmbla cu, pe la noi pensat, cu ligheanuri în schinare, de ce nu au venit să le iei acasă? Cu furat ligheanuri de la oameni. Și îmbla poliția pensat și le dușe cu ligheanuri pe în gât. Avocații poate cumva văd o linie logică. Pentru mine este total alogic ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce se povestește, cum merge urmărirea penală. De exemplu, nenea Mișa asta, dacă nu a murit, poate să vorbească cât o stat Dana la el sau care era relația. Sau de ce Dana a ajuns să stea la un bărbat străin în droche, având mamă și tată acasă? De ce venea la dumneavoastră și după ce a fost traficată, impusă și umilită și bătută, continua iarăși să vină în familia în care era umilită, bătută și cerea cumva să stea la dumneavoastră? Toate lucrurile astea, desigur, cred că ar putea fi cercetate, pentru că sunt vecini a Danei, vecini a familiei respective. Ce se întâmpla la ei în familie? Care este situația la ei în familie? Sincer vă spun, pentru mine este foarte straniu. Și mai sunt și alți oameni în jur și în timpurile noastre nu este timpul sclaviei, robii, când vecinul nu o să ia atitudine sau poți să te apropii de cineva și să spui că, uite, erau 20 de oameni la Prășit. Nu toată lumea de acolo la Prășit erau traficanți, erau și oameni... N-avea cu sujelul să spui chiar. Desigur, era... cumva posibilitate de a cere ajutor, nu știu, cumva pentru mine. Și mai este un moment, atunci când am auzit convorbirea la telefon, ea a declarat la poliție că a fost abuzată sexual de Pietru. Și acum când a vorbit la telefon cu reporterii Vorbește Moldova, a spus că, păi, datele astea, eu îmi retrag, că nu a fost așa. Dar cumva, sincer, cred că ofițerul de urmărire penală trebuie să cunoască toate detaliile astea și îmi pare rău că voi nu puteți ști ca să vedeți ce scrie acolo și să-mi spuneți și nouă. Dacă voi doi sunteți acuzați, înseamnă că ceva e grav acolo. Posibil, voi ați manipulat-o, ați închis-o, iată împreună cu mama. Și iată, asta este proba de bază. De ce vă se impute asta? Deci nu poți pur și simplu, nu știu ce, că iată, am fost forțată și poftim, iată așa, suntem condamnați. Deci eu cred că puteți să spuneți ceva detalii aici. Totuși, e vorba de 3 luni, 2-3 luni. De tine și-o catam și-o îngrijăm și-o punem la călduț și-o spălam și mămica ei spune păi, ați manipulat, ați spus că să vă întorc, ca să-ți dau bani, ca să-ți dau, hai să lucrăm, hai tu lucrează. Noi i-am spus că mai șez o leacă ca să mâncem și mai împreună acasă. Nu, e că vine la mine, eu, în că noi ne temem să dăm drumul să mureg. Nu putem să le rupe, dacă mama a dat-o în comunitare. Să nu mai prăpădească neva. Zic că eu zicem înapoi, din droache, tu nu. Deci o rețineați acolo? Nu, îi spuneam că mai stăm o două zile și să începem tot împreună. Și am stat și o mărți cu noi. Dar m-am vrut să începem împreună și ne-am oprit miliția. Ea era liberă să plece? Era liberă să plece, care era aproape. La noi acolo vine liderul în fiecare dimineață și ne aduce producții. Și puteți să-i spui și chiar la lider, chiar că mă obișduiește, mă bate, mă pun deasele să mușiesc. În Ceascov, sat, toată ziua. Avea cu ei să jolui. Spui, acolo erau mult în lume care lucrau. Este și această întrebare. Fiind înconjurați de atâta lume și până la urmă proprietarul terenurilor era un alt om, de ce au ajuns aceștia doi să fie învinuiți de o... Noi nu plătim noi. Aveați o legătură mai strânsă. Noi nu plătim noi, noi nu dădem noi bani, noi ne ducem la perțea. Clo era liderul care plătea bani la lume. Clo nici tata nu dădea bani, liderul era care... Dar ea s-a plâns anume pe voi doi. Da. Și liderul a fost la droche la sud și a spus că eu prima dată o văd. A fost la judecată la noi. A spus că prima dată o vede, niciodată nu a văzut-o pe câmp. A
fost la judecat. Concubinii Petru Crețu și Lăcrimioara Duminică sunt acuzați de către amica lor, Daniela Rozovel, că au exploatat-o prin muncă și au terorizat-o. Ei însă se jură că nu i-au făcut niciun rău tinerii. Va confirma sau nu testul la detectorul de minciuni spusele lor? Aflăm în câteva clipe. Dar, mai întâi, Lăcrimioara, Petru, până afla cum ați răspuns la detectorul de minciuni, vreau să vă întreb ce v-ați gândit să faceți cu copiii voștri. Aveți 3 copii, da. Mici, câți ani au? 10 și cei mai mari are 9 și al mai mic 4. Copii mici? Da. Ce o să faceți cu ei dacă ajungeți ambii după gratii? Cine se șadă cu dânsul? Eu sunt una, sunt o pirată, la mine se răschește casa, eu sunt sănă singurică, eu nu am în stare și ei țin, eu asândă mănânos. Nu să-i puteți lua, doamne Sifra. Nu poți țin, dacă eu sunt o pirată, capul mă doare, eu nu pot. În situația dată, copiii au statut de copii cu risc și ei urmează să fie îndreptați spre tutela familiei lărgite, deci se analizează mai întâi cercul de familie, atât din partea tatălui, cât și din partea mamei. Dacă se găsește un astfel de membru, se instituie tutela pe termenul respectiv. Dacă nu, atunci se vor trimite la un centru de plasament. A venit momentul adevărului. Haideți să vedem cum a trecut testarea la detectorul de minciuni la care ați fost supuși voi doi. Atenție! Testul a început. Lăcrămioara Duminică și Petru Duminică au ajuns pe rând în fața expertului poligraf. Prima a fost testată femeia. Odată ce Petru a fost conectat la senzorii dispozitivului, el a devenit mai îngândurat. Împreună cu Lăcrămioara Duminică, ați pus la cale să faceți bani pe Daniela Rozovel? Nu. Ați pus copiii străini să vă lucreze pe degeaba? Nu. Împreună cu Crețu Petru, ați planificat să o prostituați pe Daniela Rozovel? Expertul poligraf Sergiu Baraga spune că testarea eroilor noștri a fost destul de complicată. El crede că Petru și Lăcrămioara au încercat să evite unele întrebări și să fugă de răspuns, dar nu le-a reușit. Până la urmă au fost și întrebări adresate care persoanele nu s-au așteptat că o să fie adresate în timpul convorbirii pretestuale și în timpul testului. S-a încercat de a abține la anumite întrebări, le-am reformulat. Lăcrămioara a fost mai deschisă spre comunicare. Înainte de a da citirii rezultatele acestui test pe care l-ați trecut, vreau să vă întreb dacă au fost momente în care ați încercat să tăinuiți adevărul sau nu ați fost sinceri răspunzând la unele întrebări. A spus tot ce e adevărat. Tot așa. Haideți să vedem ce arată rezultatele acestui test. În timpul testului, expertul v-a adresat mai multe întrebări. Dar câteva dintre ele ne-au interesat în mod special și o să le dau citirii doar pe acestea, ca să fie clar. Le voi citi pe rând. Așadar, prima întrebare din această listă a sunat așa. I-ai promis bani Danielei Rozovel pentru munca pe care o va face? Această întrebare v-a fost adresată ambilor. Ce ați răspuns? Da. Da. Ai răspuns da. Da. Și tu și Petru. Tot da. Răspunsurile voastre au fost un adevăr. A doua întrebare suna în felul următor. O țineați cu forța la gospodărie pe Daniela Rozovel pentru ca ea să muncească? Nu. Nu. Ambii ați răspuns nu. Da. Și acesta este un adevăr. Următoarea întrebare. Ai bătut-o pe Daniela Rozovel pentru ca să muncească? Nu. Nu. Ați răspuns nu. Și acesta este un adevăr. Împreună cu Crețu Petru, ați planificat să o folosiți în prostituție pe Daniela Rozovel? Lăcrimioară, ți-a fost această întrebare adresată. Da, adresa. Ferește, nu. Ai răspuns nu. Nu. Și a fost un adevăr. O altă întrebare ți-a fost adresată ție, Petru, și a sunat în felul următor. În timpul testului ai fost întrebat dacă ai încercat să o abuzezi sexual
pe Daniela Rozovel? Nu. Și acesta este un adevăr. Ultima întrebare din această listă, adresată vouă, ambilor. Ai impus-o pe Daniela Rozovel să muncească? Ambii ați răspuns? Nu. Nu. Cu Deasela n-am pus-o să muncească. Nu ați impus-o să muncească? Nu. Și de data aceasta este un neadevăr. Cel puțin așa a arătat testul la detectorul de minciuni. Cu Deasela n-am impus-o să lucrez. Testul arată altceva, Lăcrimioara. Cum să o impunem cu Deasela să lucrez? Poate am zis că șezi și lucrează și văd ca pieca, dacă mama ta te obișnuiește. Așa, da, da. Așa a fost întrebare, dar să o pun cu Deasela să lucrez, așa ceva nu a fost. Să o pun să muncească cu Deasela nu a fost. De oprit am oprit o șadă acolo, cum atemem să o lăs în guric să pornească pe drumuri. Așa ceva a fost. Dar așa, cum a spus, nu. Nu e adevărat. Totuși, dacă la ultima întrebare este un neadevăr și tu, Luminița, ai spus că anume eu am oprit-o ca ea să nu meargă pe dea, să nu plece, da? Da. Ai oprit-o. Cum ai oprit-o? I-a spus șadă să lucreze, să facă... Și ea de bunăvoie se oprește? Adică tu n-ai oprit-o în sensul forțat sau să închizi ușa, să o încui? Nu, ferească Dumnezeu. N-a fost, da. Spuneți-mi, vă rog, testul la detectorul de minciuni nu este o probă și cunoaștem asta în instanță. Totuși, uneori și acesta poate cumva influența niște lucruri. Dar aici vă întreb pe voi, noi nu suntem în sala de judecată, vă întreb dacă îi credeți pe eroii noștri sau nu îi credeți? Pe mine mă alarmează, în general, oricine din fetele mele, am patru fete, poate fi tot așa manipulată, pentru că fetele de obicei sunt vulnerabile și mai ales în vârsta adolescenței, la 14 ani. Deci pentru mine e un semn mare de întrebare aici. Eu am rezerve față de dumneavoastră. Este o părere. Mulțumim, Marina. Eu aș putea spune că îi cred că nu a avut nicio intenție rea față de această fată la acel moment, dar cu toții cunoaștem că încadrarea în câmpul muncii a persoanelor până la vârsta de 18 ani se face doar cu acordul mamei, tatei sau al altui reprezentant legal. Și anume necunoașterea acestui moment consider că au adus persoanele în fața instanței de judecată, dar în același timp necunoașterea legii nu absolvă de libertate. Eu sper că dumneavoastră împreună cu avocatul veți găsi o tactică în favoarea voastră și totuși cel puțin, cel maxim îți avea o pedeapsă cu suspendare, adică să fiți lângă copilașii voștri. Știți, este vorba asta că ușile spre iad se deschid din intenții bune. Iată, cazul ăsta al dumneavoastră este cam similar cu această zicală, anume din considerentul ăsta. Poate voi și n-ați avut intenții rele, poate. Eu nu o să mă expun asupra vinovăției sau nevinovăției, pentru că nu sunt instanță de judecată, dar pentru ceilalți care ne urmăresc acum, trebuie să înțelegem un lucru. Dumneavoastră ați primit în casă niște persoane minore. Le-ați promis bani pentru niște servicii. Asta deja e recrutare, în sensul prestării de muncă, să vorbim, să înțelegeți popular despre ce am în vedere eu. Deci, ați promis minorului că dacă o să lucrez, o să primească bani. Un element acestei infracțiuni este recrutarea minorului, adică faptul că i-ați promis niște bani pentru servicii, fără acordul părinților, și l-ați primit în casă, deja este o încălcare. Că e penală, că e morală, că e contravențional, deja instanța se va expune. O îndrumare pe viitor și pentru ceilalți telespectatori care privesc acum această emisiune, dacă apar, iată așa, persoane minori în casă, nu trebuie să le primim. Să le ținem săptămâni, zile, luni, zile. Da, ca să eviți un risc, ca să nu pățească ceva acel copil, îl adăpostești, dar imediat apelezi 112, asistența socială, dreptul copilor și îl transmiți în custodia organelor statului și nu îl ții la tine acasă, indiferent de faptul cum se comportă părinții lui. Cu părinții lui o să se comporte autoritățile statului. O să fii trași la răspundere, că își bat copilul, că îl alungă de acasă, că îl trimit după bani.
îi fac altceva. Eu nu știu, în sensul clasic a acestei noțiuni de infracțiune care vă se incriminează, parcă aș avea niște rezerve, dar că ați făcut o abatere, cu certitudine a avut loc, și faptul că ați restituit paguba, ceea ce eu am înțeles din ceea ce ați relatat, că nici nu a fost pagubă, dar ați achitat ca și cum salariul acela neoficial, zicem așa, pentru munca care a prestat-o, așa am înțeles de la voi, acele 8.000 de lei. Deci, acestea sunt niște elemente care, coroborate între ele, duc la faptul că a fost pronunțat sentință de condamnare. Cel puțin, măcar urmează, poate acum e cazul, măcar să interveniți, poate cumva, până la vârsta de 8 ani a copilului, să stați copilul acasă. Nu știu cum o să vă descurcați, dar șansele cam sunt slabe în cazul dat, având în vedere că prima instanță, în principiu, examinează toate probele. În instanța de apel pot fi admis probe care anterior nu au fost cunoscute, nu au fost stabilit și abia acum ele au apărut și le prezentați instanței. Acum, la moment, să prezentați tot aceleași probe, să solicitați instanță de apel, să modifice hotărârea, este foarte complicat. Foarte complicat și cu părere de rău, este o lecție tristă, este o lecție tristă despre niște relații care, poate voi ați vrut să le faceți un bine, să le primiți acasă, dar poate ați avut și alte scopuri. Eu nu mă, am spus, nu mă expun. Dar este o lecție tristă ce se întâmplă atunci când nu cunoști buchea legii într-atâta încât să te asiguri că ulterior, băi, uite, nu o să fiu tras la răspundere sau cel puțin o să fiu tras doar pentru ceea ce am făcut și nu pentru ceea ce n-am făcut. Noi le-am luat deja și din el lor le-am luat. El de mai departe, nu știu. Din păcate și până acum au rămas niște obișnuințe sau obiceiuri în mințile noastre sau în societatea noastră care ne fac să procedăm în anumit mod, dar asta de multe ori, cum a spus și domnul Podlisnic, cumva aduce prejudicii în viitor. Ce văd eu este o joacă în copilărie sau niște copii care au devenit maturi prea devreme, niște copii care nu au avut alături părinții responsabili sau părinți suficient de prezenți în viața lor ca să aibă grijă și de cealaltă parte, vorbesc despre Daniela care fugea de acasă când dorea și trăia pe unde dorea ea, și de voi, desigur, care ați fost nevoiți să lucrați la o vârstă atât de fragedă și să fiți în capacitate să luați sub aripa voastră pe altcineva. A fost asta cu intenție pozitivă sau negativă, deja numai voi în interiorul vostru știți asta. Ce am observat eu, că într-adevăr sunteți niște părinți buni, că casa voastră este curată, că de fiecare dată când se vorbește despre copii și despre faptul că este posibil ca să fiți separați de ei, ți-ți vin lacrimile și mamei tale când este vorba despre faptul că voi veți fi separați de copii la fel. Ce vreau să vă doresc este poate acum cumva se trezește vreo situație sau vreo persoană care poate să vă ajute, poate Daniela vine cu alte detalii pe care nu le-a dat anterior. Eu vă doresc mult succes, să aveți copiii voștri aproape de voi și ei pe voi aproape de ei. Aici încheiem liniște și poate vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.